Argeșul nu a fost ocolit de ploile torențiale care au lăsat în urma lor o serie de pagube materiale. Pentru a primi sprijin financiar, Prefectura Argeș a făcut demersuri la guvern. Am avut peste 60 de localități afectate de inundație și 26 la un moment dat de UAT-uri, pe teritoriul cărora au fost destul de multe pagube, peste 70 de case inundate, peste 90 de anexe inundate, 11 poduri afectate, 30 de podețe afectate, 10 bucăți de drumuri județene afectate, 230 de bucăți de drumuri locale sau comunale afectate și multe alte situații. Important este însă că în județul Argeș ne-am mișcat foarte repede, au fost făcute rapoartele preliminare, au fost stabilite comisiile mixte, au fost stabilite vizitele în teren, s-au încheiat aceste activități. În aceste momente se lucrează la devizele finale ale costurilor, ale cheltuielor necesare pentru reparații. Avem sprijinul Ministerului pentru rezolvarea acestor probleme în timp util. Prin urmare, pentru Regia Județeană de Drumuri s-au alocat 2,55 milioane de lei pentru reparația drumurilor afectate. Doar 10 unități administrative teritoriale au transmis însă în timp util documentațiile complete prin care se solicită sprijin financiar pentru refacerea obiectivelor de infrastructură afectate. Primăriile care au transmis documentație completă au solicitat un sprijin financiar de 9,36 milioane de lei. În total, în Argeș au fost solicitate 11,92 milioane de lei pentru refacerea obiectivelor de infrastructură calamitate. Banii vor fi asigurați din fondul de intervenție al guvernului, cuprins în bugetul pe anul 2020. Prin hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență numărul 22, inițiată de către prefectul Emanuel Soare și președintele Consiliului Județean, Dan Manu, procesele verbale de constatare și evaluare a pagubelor din județul Argeș au fost înaintate Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. Administratorii elementelor de infrastructură afectate au confirmat că sumele solicitate sunt destinate exclusiv aducerii la starea inițială și nu vor fi folosite pentru modernizări sau lucrări adiționale. Mai mult, obiectivele calamitate pentru care s-au solicitat sume de bani din fondul de intervenție al guvernului nu se suprapun cu obiectivele de investiții finanțate prin PNDL. Sumele trimise către Ministerul Dezvoltării pentru refacerea obiectivelor calamitate pe localități sunt următoarele. Albeștii de Mușcel, 269.000 de lei. Bălilești, 159.000 de lei. Brăduleți, 2,5 milioane lei. Bughia de Sus, 733.000 de lei. Cetățeni, 250.000 de lei. Corbi, 1,18 milioane lei, Micești, 252.000 de lei, Sălătrucu, 254.000 de lei, Valea Danului, 2,88 milioane lei, Valea Iașului, 541.000 de lei.